Bună ziua, oameni buni! Eu sunt Adrian și bine v-am găsit la un nou episod de Sam pe serverul de Bizon. Da, haideți să mergem și noi la Get Gift, deoarece abia acum am intrat și eu pe joc. Toată ziua am lenevit. Bine, am fost plecat la Constanța, m-am întors pe la 3, cam așa, și abia acum am zis să intru și eu puțin în joc ca să filmez. Sunt și pe contul secundar aici, vom lua turismo, că de ce nu? Îi mai fac și eu niște kilometri. Da, nu l-am luat din dealership. Am și uitat de unde dracu l-am luat. Nu l-am luat din dealership ăsta. L-am luat de la un jucător. În fine, nu mai contează. Așa, vom merge repede până la Get Gift. M-a apucat că nu puteți vedea că am webcam-ul aici în stânga. Deci, am aici sunt o grămadă de vehicule pe GPS. De puncte de alea gri. Că așa sunt marcate vehiculele pe GPS, cu niște puncte gri. Deci sunt o grămadă, sunt nebuni o grămadă în cercul ăsta pe aici, la mine, la casă. Vă uitați câte sunt aici, plus vehiculele mele. Bine, eu am abia 3 spawnate, că 2 sunt ocupate, a mea și, mă rog, a mea. Turismo, cu care sunt eu, și Super GTO, care este un jucător cu care mi-a cerut cheile, mă rog. Și uitați câte mașini sunt, să-mi bag picioarele. Ăștia au ieșit la vânat, nu știu ce fac. O să mă duc și eu repede să... Nu... mă duc repede să-mi iau duty. Va trebui să mă apuc și de raport, că este marți și n-am făcut niciun punct. Ieri am intrat în jail pe la... nu mai știu cum treacă era, parcă era 5 sau nu, 6 6.50 și ceva. Și încă puțin mai era. Încă puțin și se deschideau celulele. Și am ieșit din joc. Deci puteam să stau cu 10 minute cam așa să fac un assist la jail. Dar am ieșit din joc pentru că am plecat afară. Și de atunci n-am mai intrat. Abia acum am intrat. Nu vând, mă. Am zis nu, ce, de câte ori vrei să-ți răspundești, chiar? În fine. Așa. Ia ce pe aici. Să salut și eu lumea, noroc. 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 Avem și membrii noi din câte am observat eu. Pentru că din nou săptămâna trecută, cred că vineri, a recrutat Bonzi. Încă ducem lipsă de membri, ne mai trebuie încă 4. Dar na, nu știu, deci cred că în ultimele 2 săptămâni a recrutat de vreo 4 sau 5 ori, cred. Ce neața, mă, cine a zis neața? A, ăsta. Bun. În fine, haideți să mergem repede și la Get Gift. După aia o să mă apuc și de raport. Trebuia să intru și eu pe la... Cred că acum s-au deschis cerulele, nu? Da, s-au deschis. Aia, căcat, trebuia să mă duc în gen mai devreme ca să prind și eu să fac un assist. Da. O să încep raportul de, nu știu, pe la 5 așa. Pe la 4, pe la 5 fără 5, ca să fiu în cer să fac assist. Și poate vă dau niște palișuri ceva. Da. Episodul acesta îl filmez acum și na, o să apară peste câteva ore. În episodul acesta vreau să vă spun că puteți să vă înscrieți pentru episodul numărul 2 din Bizon Together. Deci puteți să vă înscrieți acolo în secțiunea de comments cu nickname-ul și serverul pe care voi jucați. Iar săptămâna viitoare, marți, adică de astăzi, într-o săptămână, voi extrage câștigătorul, care va avea ocazia să joace cu mine și să filmeze de asemenea pe serverul pe care îl joacă. Că ați văzut și voi episodul trecut din Bizon Together. Mă rog, episodul trecut, de fapt, primul episod din această serie, Bizon Together, că mă și încurc dracu. Deci am luat... Doi respect, mai zic pe game și planii. Mă rog, ați văzut cam cum stă treaba. Am filmat cu Dark for Moon Get Gift. Și cam în felul acela o să decurcă și următoarele episoade. Eu voi fi gazda frumos, gazda și musafirul, și voi veți fi gazda. Deci puteți să întrebați
tot ce vreți. Da. Bine. În limita bunului simț, clar. Am luat 15k pe Mysterious, mă voi duce să... Ce fac ăștia? Doar. Mă voi duce până la bancă ca să-mi transfer banii de pe Mysterious pe Adrian. Haideți să vă mai arăt ceva. Am pină, nu? Ah, am pină. Stați puțin să... Și că se scrie la port pentru jucăm și eu. Păi ce? Asta e ce vrea acum, dacă admini doar nu e vina mea. Shop. Au fost introduse niște reduceri pe server. Cred că până pe 2 iulie, din câte am înțeles, vor fi aceste reduceri. Bă, nu sunt masive, dar sunt decente. Hidden Color și așa, eu am 283 de gold, până pe 2 iulie vor fi reduceri, deci cred că până pe 2. Sper să am noroc să-mi pice niște gold, ca să pot să... Ce-mi dă la level 3? Ca mașina de tutorial, cum să pice niște gold. Cred că, nu știu, a fost bonus. Sper să primez niște gold la Get Gift ca să strâng și eu să am măcar de, nu știu, poate am noroc să-mi pice gold încât să-mi pot să cumpăr un Hidden Color. Mai am nevoie de 117, cred, sau nu? Da, cred că 117, cam așa, da. Să am 400 aici, nu? Da. În fine, să pot să cumpăr și un Hidden Color, pentru că aș vrea să pun pe o mașină, dar nu știu exact pe care mașină. Dar, mă rog, acum să vedem dacă o să-mi pice. Aș putea să mai cumpăr pe o săptămână con premium. De fapt, nu pe o săptămână, cred că pe vreo 3 sau 4, cred că 4 săptămână con premium. Sau 3. În fine. Și pe contul secundar am în jur de 450 de gold. O să păstrez și pe cont secundar de asemenea goldul, că poate o să am noroc să-mi pice mai mult la Get Gift. Și după aia, exact, cred că pe 2 iulie, sau nu, pe 1 iulie, hai că pe 1, că poate pe 2 se vor scoate reducerile și nu știu exact dacă pe 1 la 12 noaptea sau pe 2 la o oră anume. Deci nu știu exact, deci pe 1 cred că o să-mi cheltuiesc și eu gold-ul să văd ce să-mi cumpăr până atunci. Sper să am noroc să-mi pice pe contul principal niște gold să cumpăr și eu un Hidden Drag. Bă, vreau să pun pe, având 18 sloturi, nu, mai am un slot liber, aș putea să mut o mașină de pe contul secundar pe contul principal, dar nu știu ce mașină, sau să-mi cumpăr încă o mașină pe contul principal, o mașină tot așa mai bună, sau să strâng, cred că o să strâng bani de Monster, da, voi strânge bani de Monster și voi lua un Monster pe contul principal și Monster o să fie vehiculul care o să ocupe cel de-al 18-lea slot. Pe contul secundar am așa, am un cart, NRG-ul, Hustler-ul și Admiral. Bă, știți ce o să fac? Cred că o să vând NRG-ul și Hustler-ul împreună cu Admiral-ul și o să strâng bani de asta, cum zice, de Monster. Ia să vedem aici, am... 1681 de kilometri pe NRG. Deci vânt NRG. Îmi fac reclamă aici în click direct. Mă duc să dau și niște adâuri, că poate am noroc și îl vând. Având 1681 de kilometri, cred că dau cu 1,1 kk. Da. Pentru că na, cam așa sunt prețurile în medie la... Hai, pula mea. În medie la... Astea la, la NRG-ul. AD, vând NRG 600. Cred că 300 de secunde vă trece repede, nu? Și o să prind și eu în acest clip. Cam câte un premier cu... vreo 160 ca 3.
Bă, nu mai întrebați prețul de astea, cât e premierul, cât e Phoenix-ul, că chiar nu mă prea mai interesează. Păi a trecut vremea când făceam afaceri cu Phoenix, cu premier, când costau ambele așa, în medie costau în jur de 175 de K. Acum s-au mai ieftinit, dreapă, nu știu, ajung la 150-155. Atunci, pe vremea aia, când costau 175 de K, 175, dacă prindeai la 150, scoteai profit instant, pentru că îl dădeai cu 170-175 de K, știi? Și era mișto dacă prindeai. Și am prins de câteva ori și eu, așa, am prins și... bă, ce dracu, mă, nu merge, tu-ți mergi. Am prins și Phoenix și Premier la prețuri de astea pe atunci. Și așa am făcut eu bani, da, afaceri. De asemenea, și am făcut o grămadă de afaceri cu Remington, că v-am zis că l-am avut de vreo 5-6 ori mașina aia, am avut-o. Da, ce vreau să fac, să mă duc cu contul secundar pe, să mă duc la bancă, o să iau, de fapt nu voi la NRG-ul, mă duc cu contul principal, să-l duc la bancă, că tot am zis să-l duc la bancă și am uitat, drag. Bai. Insurance. Așa. Frumos. Păcat că n-apuc și eu să fac raport, drag. Vreau să fac raport în clipul ăsta, să mă duc și eu prin gel de nebun, să dau niște punish-uri, dar... nu m-am uitat câte ceasul când m-am apucat să filmez și na, a trecut ora de gel. Așa că, în ghinion, o să fac fără să filmez și ce fac un și orice loc să mă duc cu contul secundar, așa. Și aștept, cred că săptămâna asta, nu știu exact, s-ar putea să iau rang 2, cred. 20, sper. Am un depozit de așa. Bă, ce tastatura handicapată am pe laptop. 7, 20, de K. Bun, am dat pe secundar. Am făcut niște bănuți pe aici, frumos. Sper să vând RC-ul. Mai să fac și reclamă pe aici, vând NRG500. Băi, nu știu dacă ați observat în episodul trecut, primul episod din seria Vision Together, când am jucat pe RPG4 cu Dark Formon. Nu știu dacă ați observat pe chat că tot dădeam slash mâină, MY nu, adică mai nu, mai question gen. Bă, deci m-a intrat în reflex asta, fraților, deci credeți-mă, dacă mai vedeți că dau de nebun slash mie, nu mă băgați în seama, că m-a intrat în reflex asta înainte. Am fost de foarte, foarte multe ori duty on la helper și pur și simplu dădeam minuri ca să nu mă fur, știți? În întrebări. În fin. Bă, ia să intru eu pe celălalt cont al meu. De curiozitate, așa. De curiozitate să văd câți gold am. Comet. Bullet. Down. Cred că am voi la master. Bac cu cel. Chiar dacă o să poste vreo 700 de lei. Vreo 7 milioane și ceva. Pardon. Vreo 7 milioane 700 cred. Să văd de unde fac rost. De asemenea trebuie să-mi dea și maximul 10 bani. LOL. What the fuck? Ce? Bă. Da. În fine. Așa, am intrat și pe contul Momentum. Dau go frumos aici la. Mergem cu Infamousul. Hai cu Infamousul, ce drag. Dacă tot l-am descuiat, te mă patozo. Da, deci am skin-ul ăsta de gras și pe contul ăsta. Îmi place mult. Am avut noroc și mi-a picat la un quest. Așa.
tot contul principal am ieșit. Bă, ce n-ai bine. Așa. Să depozitez frumos niște bănuți și să-mi transfer. Să fac și pinul dracu să le adepin. Așa. 7. Și să văd 93 de gold am pe ăsta. Îl voi duce și pe ăsta la get gift, că poate am noroc să-mi pice totuși vreo 50 de gold, da? Ce-ar fi. Și o să strâng niște gold și pe contul acesta momentul, că poate o să-mi cumpăr ceva, poate, nu știu, poate o să-mi iau niște bănuți, că nu prea folosesc contul acesta. Adică îl folosesc pentru quest-uri și așa, bine, nici nu am terminat quest-ul pe contul ăsta momentul, pentru că n-am avut timp și... La ce vă pot echipa licența de ori? Te-o la level 5 plus. Să vină extazi la mine! Zi direct problema pe... Cum să-i trebuie un plan, îmi spuneți, vă rog, dar nu la... Deci pe rpg.izon.ro Clans. Este bun la mine, vă rog, am nevoie de ajutor. Folosește report. Dacă minidor, nu este treaba noastră. Ah, lol. Ce un caca visez, mă, du-te mă de aici, că nu dai un caca, unul cu un sau bac. ID de pe spray în Las Venturas. Fă, dracu, să le apă, nu știu. Am uitat. Știam, dar am uitat. Trebuie să vină așa la mine, să continue aici. De asta mă așa obține. Desolicită ID. ID 472. Da. Bă, ce dracu, mă, cum asta e așa, spam, change. Nu știu, frate, un ID de pe Instagram, adică pot să verific pe forum, dar și eu te salut, furiatul, e? O să verific pe forum, dar acum filmez și pula mea, uite, trebuie să vină extazi la mine. Nu aiure. Ai, nu aiure, ce dracu, pune întrebare, nu că trebuie să vină mama la tata să nu știu ce-i fac, știi? Hai că mă duc repede, pe intre spre zici, mă duc repede dacă tot sunt în Las Venturas. Și după aia mă voi duce și la Getty. Mă duc să-i spun ăsta un ID, că nu mai stau să intru pe forum acum. O, bă! Da, vând în elege. Da. Am zis deja că te zarot, furia 22, heal hack. Ai și heal hack, ce drag. Vrei ban? Imediat, ban, furia 22, 30, heal hack. 1.1 KK are 1.6 KK. Mie, având în vedere că majoritatea NRG-urilor costă 1.1 KK, deci nu prea contează kilometri. ID 144. Bă, 1.07, da. Unde ca puter, jocul nu permite această funcție. Bă, frate, ce... Aoleu, deci ăsta solicită un helper pe extazi și așa. Deci nu pune o întrebare pe nu, ci pui simplu un text. Și nu este nu aiurea, nu e logic. Ce dracu, și acum mă fute pe mine la ID. Mamă, că mă duc să fac afacerea cu ăsta, 1-7-7-3-3, ok. Unde? O să mă duc eu repede la el, că nu-i bai. Mă duce CNL, ai de pula mea. Mă duc să iau get gift-ul mai întâi pe contul acesta, în momentul, și după aia o să mă duc și la el. Mă voi omorâ ca să ajung mai repede totuși.
Și o să-l vând pe 1.07, na, nu mor după 30 de K. Totuși mai sunt ăștia care, bă, îți vând mașina pe 450 de K. Și îi ofer 410, sau 40, sau 410, în fine. Și că nu, vreau 450 de K. Bine, uite, îți dau 440. Nu, 450. Bă, frate, mor după 10K, pula mea, serios. Mai sunt și de ăștia, se dați. Bine, într-un fel așa se fac afacere. Trebuie să fii cali, știți? Okay. Două puncte de respect, băgam și picioare mai pe 10 minute. În fine, hai să mă duc repede la CNN, las Los Santos ca să fac afacerea cu acel tip, cu Mihai, cred că-l chema. Bă, Furia 22, după acest clip o să primești bani. Îți zic de acum. Misterios. Am aici pe filmare frumos dovadă că ai hack, heal hack chiar. Deci, poți să te apuci de alt server sau nu știu, poți să te apuci de alt joc. Bun. Că dacă îl filmez acum, cred că până la 7 apare. Acum vin, eram în Las Ventura și ce să fac acum? Bine. Bă, mă rog, nu mai dau rei că a scris Furia peste și... Uuuu, ce alunecă nebunatica! Bun. Deja 22 de minute s-au scurs din acest clip. Sper că nu v-am plictisit. Acest clip este unul așa random. Chiar n-am avut nicio idee ce să fac. Având în vedere că am început filmarea pe la și 20 ceva, 30 și n-am apucat să mă duc în jail să fac raport. E bine, v-am anunțat că trebuie să vă înscrieți pentru... avea șansa să jucați cu mine în seria, în seria Vision Tutorial episodul 2. Așa, hai, 3. Stau, nu fiu nicăieri. Bă, stați așa puțin. Hai. Bă, băgam și cearele că am pus pe misterios să vină la house ăsta. Ăsta e 92. Că am pe contul sigur. Da, am uitat să dau 3 pe picioare. În fine, eu o să închid episodul aici. Dacă v-a plăcut, apăsați voi butonul de like și pe cel de subscribe dacă sunteți noi. Cu voi a fost Adrian și let's play together. Baftă, vă pup! I'm so in love with you.